Cu voia lui Dumnezeu continuăm ciclul de predici din prima epistolă către Tesaloniceni. De data aceasta ne aflăm la capitolul al doilea, de unde vom citi începând cu al 13-lea verset și vom încheia citirea la finele versetului 20. Este cea de-a patra temă din epistola aceasta și ne rugăm bunului și dreptului Dumnezeu să ne vorbească și astăzi. Așadar, stăm cu gândul nostru, cu atenția noastră la cuvântul lui Dumnezeu și împreună deschidem Scripturile la pagina 1159, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, citim începând cu versetul 13. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus, în Iudeia, pentru că și voi a suferit din partea celor de-un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel, cel puțin, să vin la voi, dar ne-am împiedicat satana. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră, spunea Sfântul Apostol Pavel. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și vreau să mă rog înainte de a predica Evanghelia din această dimineață. Tatăl nostru din ceruri, slăvesc în numele Tău, te binecuvânt și te laud și îți mulțumesc că ne-ai mai dăruit o zi în care să fim adunați la olaltă în casa Ta. Doamne, revarsă binecuvântarea Ta peste cuvântul de predică. Ești Cel ce poți să dai inspirație, ești Cel ce poți să dăruiești putere, ești Cel ce poți oferi călăuzire prin Sfântul Duh, numele Tău să fie slăvit și binecuvântat. Doamne, Tu ești Cel ce poți lucra la inima ascultătorilor. Te rugăm, cercetează inimile noastre. Te rugăm, Doamne, să Te adresezi lor prin cuvântul de astăzi. Să faci ca acest cuvânt să pătrundă de la ureche la inimă, să ne cerceteze cugetul, să ne cerceteze inima și să lucreze potrivit planului Tău care l-ai cu fiecare dintre noi. Numele Tău să fie slăvit în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul preiubit, m-am rugat și ți-am cerut, Tată din ceruri, toate aceste lucruri. Amin. Vă invit să vă reașezați. Biserica model și mărturia sănătoasă este titlul predicii din această dimineață. Dar înainte de a intra în subiectul de predică, aș dori să-mi îngăduiți să spun la mulți ani unei persoane foarte dragi mie și o să înțelegeți de ce persoana aceasta mi este foarte dragă, deoarece din 6 copii câți are, pe singura fiică mi-a dat-o mie. Înțelegeți de ce este o soră și o femeie specială. Dumnezeu să te binecuvânteze, mami. Și sigur, dacă sunt și alți sărbătoriți despre care n-avem cunoștință,
Dumnezeu pe toți și pe toate să ne binecuvânteze. Spuneam că tema predicii de astăzi este Biserica Model și Mărturia Sănătoasă. Îmi place să cred că fiecare dintre noi ne dorim să facem parte dintr-o biserică sănătoasă. Întreb, vă doriți lucrul acesta? Dar pentru a face parte dintr-o biserică sănătoasă, o astfel de biserică ne învață cuvântul lui Hristos, trebuie să fie o biserică model. Iar biserica care reușește să fie model va avea o mărturie sănătoasă. Am învățat despre biserica din Tesalonic că a fost biserica care a avut principii sănătoase. Am învățat despre biserica din Tesalonic că în mijlocul ei convertirile erau sănătoase, adică oamenii se întorceau la Dumnezeu pe de adevăratelea. Am învățat apoi despre biserica din Tesalonic că în ea slujirea era una sănătoasă. Iar astăzi cuvântul lui Dumnezeu merge un pas mai departe și ne amintește faptul că această biserică a avut și o mărturie sănătoasă. Apropo, realizăm noi oare că impactul unei biserici e dat de mărturia acelei biserici? Dacă mărturia unei biserici este sănătoasă, este una bună, impactul acelei biserici va fi unul pozitiv, iar rezultatele vor fi pe măsură. Însă, trebuie să subliniez și acest adevăr. Dacă mărturia unei biserici, a credincioșilor dintr-o biserică, este una negativă, știți cum va fi impactul acelei biserici? Haideți să ne dăm singur răspunsul. N-are cum să fie altul decât unul negativ. Așa că mărturia unei biserici este foarte, foarte, și mai accentuez o dată, foarte importantă. Astăzi vom avea răspuns din Scriptură la următoarea întrebare. Cum este oare o biserică care are o mărturie sănătoasă? Cum este o astfel de biserică? Fiindcă ne dorim, nu-i așa, Biserica Domnului Betania, de aici, de la Jebel, să fim o biserică care să aibă o astfel de mărturie. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-i izbândă! Cum este o astfel de biserică? În primul rând, biserica care are o mărturie sănătoasă, în primul rând, are o raportare corectă la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați cum spun Scripturile și iată cum începe textul nostru, versetul 13. De aceea, era o concluzie a Sfântului Apostol Pavel, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu. Și mi-am pus o primă întrebare. Oare de ce Apostolul Pavel, fără încetare, mulțumea lui Dumnezeu? De ce oare? Știți care e răspunsul? Auziți? Ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, nu ca pe cuvântul lui Pavel, nu ca pe cuvântul lui Silvan, nu ca pe cuvântul lui Timotei, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Cei din Tesalonic au avut o raportare corectă la cuvântul lui Dumnezeu. Asta a făcut ca în primul rând biserica aceasta să aibă o mărturie sănătoasă. Și apropo, Apostolul Pavel face trei sublinieri cu referire la faptul că cei din Tesalonic s-au raportat corect la cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem cum au primit cei din Tesalonic cuvântul Domnului. Mai întâi, ne spun Scripturile că l-au primit prin oameni. Textul spune așa în versetul 13, partea A. Ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit. Haideți să subliniem cuvintele acestea. Auzit de la noi.
Cei din Tesalonic, în primul și în primul rând, au primit cuvântul lui Dumnezeu prin oameni. Prin Pavel, prin Silvan, prin Timotei. Știați că a fost nevoie de propovăduirea Evangheliei prin acești oameni în biserica din Tesalonic? Era nevoie de mesajul lor, era nevoie de predicarea lor. Dragii mei, unde vreau să ajung? Dumnezeu ne-a încredințat nouă oamenilor mandatul de a predica Evanghelia altor oameni. Dumnezeu ne-a dat mandatul acesta îngerilor sau altor făpturi, ci nouă oamenilor ne-a încredințat menirea aceasta. De a duce Evanghelia altor oameni. Și știți de ce? Împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu a fost modalitatea folosită de Dumnezeu și este modalitatea folosită de Dumnezeu pentru câștigarea sufletelor, oamenilor. Comunicarea cuvântului altor oameni nu este un moft, ci este o datorie a fiecărui credincios. Dragii mei, să știți că, și mulțumesc lui Dumnezeu, eu mi-am înțeles datoria aceasta. Și nu mă duc să predic Evanghelia pentru niște like-uri, pentru niște vizualizări, vorba cuiva, pentru niște bani, etc. Nu, nu. Eu am înțeles, studiind cuvântul lui Dumnezeu, că am o datorie sacră de a duce Evanghelia lui Dumnezeu oamenilor. Datorie pe care a înțeles-o și Sfântul Pavel, și Sfântul Silvan, și Sfântul Timotei, aceea de a proclama cuvântul lui Dumnezeu altor oameni. Auziți cât de important este mandatul acesta ce-l avem noi înaintea lui Dumnezeu. Mă refer la noi, cei credincioși. Dacă se poate pune pe plasmă Roman 10 cu 14. Aici sunt câteva întrebări retorice. Și prin ele suntem chemați să ne dăm răspuns. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitori? Știți unde găsim răspunsul? Dacă se poate afișa versetul 17. Trei versete mai jos găsim răspunsul acestei întrebări retorice. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea nu printr-o cântare de la cor, nu printr-o cântare a fanfarei, nu printr-un solo aici în fața bisericii. Asta nu înseamnă că desconsiderăm cântarea fanfarei, a corului, o poezie și așa mai departe. Însă Sfântul Pavel ne spune, credința adevărată, credința sănătoasă vine întotdeauna în urma auzirii cuvântului lui. A cui? A lui Hristos. Concluzia e următoarea: ca un om să-L cheme pe Dumnezeu în viața lui, trebuie să creadă în El. Și ca să ajungă să creadă în Dumnezeu, trebuie să audă Evanghelia. Iar ca să audă Evanghelia, cineva trebuie ce să facă? Să-i comunice cuvântul lui Dumnezeu, să-i proclame Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru tesaloniceni, gura lui Dumnezeu pentru ei a fost Sfântul Apostol Pavel, a fost Silvan, a fost Timotei, oameni care le-au împărtășit cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știm ceva. Dumneavoastră v-ați gândit la faptul că sufletele oamenilor le-a lăsat Dumnezeu în mâinile noastre? Da, noi nu-i putem mântui, nici care dintre noi. Dar noi avem datoria să le vestim Evanghelia. Pavel a știut lucrul acesta. Silvan a știut lucrul acesta. Timotei de asemenea. Întrebarea e, noi știm lucrul acesta? Suntem convinși 100%? Este pentru noi o prioritate ducerea Evangheliei la alți oameni? Ne-am înțeles oare menirea aceasta în această lume în care Dumnezeu ne-a așezat? Știți cum au primit tesalonicenii cuvântul?
În primul rând, l-au primit prin oamenii lui Dumnezeu. N-a căzut așa din cer Evanghelia în Tesalonic și oamenii s-au uitat pe stradă și au zis, uite aici cuvântul lui Dumnezeu, și altul să zică, uite dincolo cuvântul lui Dumnezeu. Nu, au fost oamenii lui Dumnezeu care le-au împărtășit cuvântul celor din Tesalonic. Știți cum au mai primit oamenii aceștia cuvântul? În al doilea rând, l-au primit într-un mod corect. Evanghelia se predică și astăzi în multe locuri, în multe biserici și nu numai în biserici. Peste tot i-a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea e câți dintre oameni primesc într-un mod corect Evanghelia lui Dumnezeu. Cei din Tesalonic au primit cuvântul lui Dumnezeu, nu doar prin oamenii lui Dumnezeu, ci și într-un mod corect. Auziți ce spune cuvântul, zice că ei au auzit prin Pavel, prin Silvan și Timotei cuvântul, dar nu l-au primit ca pe cuvântul oamenilor, ci așa după cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică ei n-au luat cuvântul lui Pavel ca de la Pavel. Ei n-au luat cuvântul lui Silvan ca de la Silvan. Ei n-au luat cuvântul lui Timotei ca de la Timotei, ci au luat cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, prin Timotei și prin Silvan. Întrebare. Mai credem noi că această carte este cuvântul lui Dumnezeu? Tesalonicenii au crezut aceasta. Sfântul Pavel a crezut aceasta. Colaboratorii lui de slujire au fost foarte convinși de realitatea aceasta. Credem noi la fel ca și ei că acest cuvânt este al lui Dumnezeu? Ne raportăm la el ca atare? De ce vă întreb lucrul acesta? Știți că cei mai mulți dintre oameni astăzi se raportează la cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi cuvântul oamenilor și nu, în adevăratul sens, cuvântul lui Dumnezeu. Ei primesc cuvântul doar ca un cuvânt al oamenilor. Ei cred cuvântul lui Dumnezeu că este cuvântul doar al oamenilor. Dragii mei, știți că altfel am privit o predică, dacă atunci când am ascultat predica respectivă, am luat cuvântul acela ca și cuvânt venit din partea lui Dumnezeu și nu din partea unui om? Hai să învățăm, atunci când ascultăm o predică, să privim la autorul acestui cuvânt și să nu ne uităm la autorul predicii, în primul rând, ci să ne uităm la cel care este în spatele Evangheliei, la cel care este autorul cuvântului, la Dumnezeu. Să luăm mesajul ca de la Dumnezeu, nu ca de la oameni. Știți ce se întâmplă? Când luăm mesajul ca de la oameni, zicem, apoi fratele, o știu ceva despre mine, o fi auzită ceva, apoi fratele, o spus intenționat lucrul acesta. Nu, nu, Evanghelia este aceeași, Evanghelia este adevărată, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, Evanghelia este valabilă pentru toți oamenii, indiferent de context și împrejurări. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca atare. Să-l tratăm ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Cei din Tesalonic au primit cuvântul prin oameni, apoi l-au tratat ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi mai este ceva foarte important. Au primit cuvântul în timp ce acesta lucra în viețile lor. Zice aici textul, partea B a versetului 13, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în cine? În voi care credeți. Oamenii ăștia din Tesalonic au primit cuvântul în timp ce cuvântul lucra în viața lor.
Și aici vreau să fac o subliniere. Acest cuvânt lucrează în oamenii care cred. Fără credință, ascultă-mă, cuvântul lui Dumnezeu nu poate lucra în tine. Credința este indispensabilă, de aceea e important să o avem, ca să poată lucra cuvântul lui Dumnezeu în noi. Celui ce nu crede, acela va lua cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum? Simplu. Ca pe cuvântul oamenilor. Și așa îl va trata. Nu ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acum oamenii, să știți, oamenii ne pot motiva la auto-îmbunătățire. Oamenii ne pot motiva la autodezvoltare. Oamenii ne pot motiva la o imagine bună de sine. Oamenii ne pot motiva la fapte bune. Oamenii ne pot motiva la moralitate. Oamenii ne pot motiva să fim mai buni, să fim mai drepți, să-i tratăm pe oameni cu egalitate. Și lista de exemple poate continua. Și toate acestea sunt bune, însă au un defect teribil. Știți care este defectul? Se termină. Toate au un sfârșit. Tot ce are legătură cu omul se termină când omul... Știți ce se întâmplă cu omul? Cu noi, cu fiecare. Știți ce se va întâmpla? Într-o zi vom pleca din această lume. Cuvintele oamenilor nu pot să facă mai mult decât poate omul respectiv, iar omul, indiferent de om, este trecător, este muritor. Singurul cuvânt care poate afecta în bine viața unei persoane, care o poate transforma, care o poate mântui, este cuvântul lui Dumnezeu, care este diferit, oameni buni, de cuvântul unui om. De ce biserica din Tesalonica a avut o mărturie sănătoasă? Pentru că a avut o raportare corectă la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt primit prin oamenii lui Dumnezeu. Cuvânt tratat ca și cuvânt al lui Dumnezeu și cuvânt care lucra în viața lor în timp ce ei aveau credință în Dumnezeu. Eram în urmă cu ceva timp la un cămin cultural undeva în țară, la o seară de evangelizare, și la finele slujbei respective m-a așteptat o tânără de 20 și ceva de ani să stăm de vorbă cu privire la viața ei și cu privire la dorința ei de a se împăca cu Dumnezeu, fiind pătrunsă de mesajul Evangheliei din seara respectivă. Am permisiunea ei să vă citesc, să vă citesc din mărturia ei. N-am să o citesc toată, dar e momentul potrivit să vă spun asta ca să înțelegem ceea ce am amintit până aici. Cel care lucrează în viața oamenilor este cuvântul lui Dumnezeu, care are mare putere. Sunt puncte din familie de penticostali. Am fost dusă la binecuvântare, am crescut în biserică. După ce am crescut mai mare, spunea ea, m-am îndrăgostit de un băiat nepocăit și n-am mai mers la biserică. Nimeni din familia mea nu era de acord cu relația noastră, fiindcă băiatul ăsta fuma, se droga, consuma alcool și nici n-avea un loc de muncă. Și toate aceste lucruri erau cunoscute. Însă, fiind îndrăgostită de el, am continuat să vorbesc cu acest băiat fără să țin cont de părerea membrilor din familia mea. Ulterior, acest prieten al meu a fost arestat și a primit o sentință de 7 ani de pușcărie. 7 ani fiind îndrăgostită de el, spunea tânăra asta, l-am așteptat până s-a eliberat din închisoare. După ce s-a eliberat din pușcărie, zice, ea ne-a mutat împreună și am locuit împreună. Și au stat o bucată bună de timp împreună. Zice, ne certam în continuu. Într-o zi, zice, m-a bătut de mi-a rupt o mână. Starea aceasta de teroare a continuat pentru mai mult timp, în care regulat mă amenința, mă bătea. Zice, între timp am rămas și însărcinată și la îndemnul mamei ei m-am dus și am făcut avort. Între timp, prietenul ăsta al ei a plecat în Germania cu un alt prieten de-a lui și în timpul ăsta relația dintre ei doi s-a rupt. Și a urmat după aceea 2 experiențe mai wow decât prima.
Oarecum experiența ei de viață este cea a fiului risipitor după ce a pierdut totul și a venit în fire, s-a trezit la realitate. N-am să vă mai prezint celelalte două experiențe care sunt mai șocante, mai teribile, vă redau însă finalul mărturiei ei. Înainte cu 10 minute să se încheie slujba, în timp ce predicați, a spus că n-o să faceți chemare în seara aceasta în față, dar ați insistat să nu mai amânăm întoarcerea la Dumnezeu. Atunci am încremenit și am zis în gândul meu, Doamne, eu merg în iad, nu vreau asta, Doamne. După terminarea slujbei, mă uitam spre ușa de la ieșire și nu știam ce să fac, să plec sau să rămân să vorbesc cu dumneavoastră. Atunci am auzit din nou în urechile mele mesajul predicii prin care spuneați să nu mai amânăm, să nu ne jucăm cu asta, să nu mai amânăm împăcarea cu Dumnezeu. Și pătrunsă de cuvântul lui Dumnezeu am rămas să vorbim, fiindcă nu vreau sub nicio formă să merg în iad. Vreau ca Domnul Iisus să mă ajute să mă pocăiesc. Și auziți ce spune tânăra asta? Fără El nu mă pot bucura de nimic. Viața fără El nu înseamnă nimic. La ce îmi folosește să am casă, să am mașină, să am bani? O perioadă din viața ei, tânăra asta, a petrecut-o în diaspora, unde a avut parte de celelalte experiențe ciudate și avea mașina ei și casa era aproape gata și avea bănuții ei. Ea spunea, fără El, adică fără Iisus, chiar dacă ai tot ce-ți dorești, nu ai la urma urmei nimic. Ceea ce a lucrat la inima acestei tinere, să știți că n-a fost cuvântul meu de om. N-a fost mesajul fraților care au cântat în acea seară pe scena căminului cultural din localitatea respectivă. Ceea ce a lucrat la inima acestei tinere a fost puterea cuvântului lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu să fie slăvit. Și am o veste bună pentru dumneavoastră. Această tânără așteaptă cu mare bucurie ziua în care să intre în apa botezului și să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Domn al vieții ei. Biserica din Tesalonic a avut o mărturie sănătoasă, pentru că în primul și în primul rând a avut o raportare corectă la cuvântul lui Dumnezeu. Cum este biserica care are o mărturie sănătoasă? Pe lângă raportarea corectă la cuvântul lui Dumnezeu, urmează cel de-al doilea adevăr. Biserica care are o mărturie sănătoasă, în al doilea rând, face dovada că este Biserica lui Dumnezeu. Ascultați ce spune prima parte a versetului 14, dacă se poate pune pe monitor. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeia. Adică zice Sfântul Apostol Pavel, undeva în Iudeia, sunt câteva biserici, care astea sunt bisericile lui Dumnezeu. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă bisericile acestea din Iudeia erau bisericile lui Dumnezeu și cei din Tesalonic au călcat pe urmele lor, ei, la urma urmei, ce fel de biserică au fost? Au făcut dovada practică că sunt biserica lui Dumnezeu? Ca să calci pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, trebuie să fii și tu o biserică a lui Dumnezeu. Am să știți, în vremea lui Pavel existau multe biserici, dar nu toate erau ale lui Dumnezeu. La fel ca și astăzi, nu toate bisericile care există sunt bisericile lui Dumnezeu. Sunt multe biserici care sunt ale altcuiva și seamănă mult mai mult cu un alt domn decât cu Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să spunem adevărul, da, multe adunări, adunături, etc., de oameni, adunările acelea nu seamănă cu Domnul vieții, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul lumii, ci seamănă cu totul altceva. Însă în vremea bisericii din Tesalonic existau în regiunea Iudeii și câteva biserici care erau al lui Dumnezeu. Și astea au făcut dovada practică că sunt ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Ele n-au purtat doar un nume de biserică,
Ele au fost pe de adevăratelea bisericile lui Dumnezeu. De unde știm lucrul acesta? Ascultați ce spune versetul 14, partea B. Zice că și voi, adică cei din Tesalonic, ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele, adică bisericile din Iudeea, din partea iudeilor. Dovada că bisericile din Iudeea, amintite aici, nu erau o poleală ieftină, ci erau bisericile lui Dumnezeu. Știți care e dovada? Faptul că n-au cedat în fața încercărilor. Nu s-au prăbușit. În fața încercărilor n-au dat bir cu fugiții. Bisericile acestea, în fața probei, n-au fugit de responsabilitate, n-au fugit de realitate, n-au renunțat să lupte, n-au renunțat la credință, din contră, au perseverat în umblarea lor cu Domnul, au rămas statornice în credința lor. Iar credincioșii din Tesalonic, știți ce au făcut? Ne spune Biblia, le-au urmat exemplu, le-au călcat pe urme, dovedind prin aceasta că și ei, cei din Tesalonic, erau biserica lui Dumnezeu. Concluzia, o biserică statornică în raportarea ei la cuvântul lui Dumnezeu, o biserică statornică în credința ei, o biserică statornică în umblarea ei cu Domnul, în ciuda circumstanțelor prin care va trece, o astfel de biserică, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, va avea și are o mărturie sănătoasă. Și o astfel de biserică va fi apreciată, în primul rând de Dumnezeu și în al doilea rând și de oameni. Însă pentru aceasta știți de ce este nevoie? O calitate de care are nevoie biserica în zilele acestea se numește perseverența. Doar oamenii perseverenți sunt dispuși să stea în fața obstacolelor și să nu se dea înapoi. Doar oamenii perseverenți vor lupta împotriva lucrurilor potrivnice. Doar oamenii perseverenți vor înfrunta circumstanțele nefavorabile. Biserica din Tesalonic a făcut dovada că este o biserică a lui Dumnezeu, a fost o biserică model, a avut o mărturie sănătoasă, fiindcă în fața încercărilor nu s-a clătinat. Pe 19 mai 1780, într-un oraș din America, n-am să-i dau numele, nu cumva să-l pronunț greșit, am să vă relatez doar despre ce este vorba. În orașul ăsta, în ziua aceea de 19 mai, în prima parte a zilei cerul a fost senin, părea o zi frumoasă, iar în partea a doua a zilei istoria relatează faptul că așa de mult și de tare s-a negrit cerul, încât oamenii efectiv s-au speriat și au crezut că a venit ziua judecății. Istoria ne spune că în plină stradă oamenii se aruncau pe genunchi și îl implorau pe Dumnezeu să-i salveze și să le ierte păcatele. În aceeași după-amiază, când cerul s-a înnorat atât de tare și oamenii aveau impresia că e ziua judecății, era adunarea reprezentativă a oamenilor din acel oraș. Oamenii erau adunați la oaltă, văzând ceea ce se întâmplă, mulți dintre cei din adunarea reprezentativă au cerut să se suspende întâlnirea și să meargă cât mai repede acasă. Între ei s-a ridicat generalul Davenport, care cu o voce autoritară a rostit următoarele cuvinte: este sau nu ziua judecății? Dacă nu este ziua judecății, spunea el, n-avem niciun motiv să amânăm ședința. Iar dacă este, atunci vreau ca Dumnezeu să mă găsească la datorie, făcându-mi cât mai bine treaba.
Aceasta înseamnă curaj, dragii mei. Aceasta înseamnă statornicie. Asta înseamnă perseverență. Asta înseamnă să nu te dai bătut în fața împrejurărilor nefavorabile. Asta înseamnă să știi ce ai de făcut și să continui lupta, să mergi mai departe. Biserica Domnului trebuie să fie la datorie, făcându-și treaba cât mai bine, indiferent de împrejurările vremii, indiferent de luptele care se vor duce, indiferent de obstacole, indiferent de puncte, indiferent de... Aceasta e o dovadă că o biserică este model și că este sănătoasă. Faptul că face dovada, indiferent de împrejurări, că este biserica lui Dumnezeu. Cum este o biserică sănătoasă? În primul rând are o raportare corectă la cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând face dovada practică că este biserica lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, știți cum este o astfel de biserică care are o mărturie sănătoasă? Auziți ceva interesant. Biserica care are o mărturie sănătoasă, în al treilea rând, în ziua veșniciei, va fi speranța, bucuria și cununa slujitorilor ei. O biserică care are o mărturie sănătoasă în ziua veșniciei, adică revenirii Domnului Iisus Hristos, va fi speranța, va fi bucuria și va fi cununa slujitorilor ei. A cui? Răspunsul a slujitorilor ei. Adică a slujitorilor care au fondat biserica, a slujitorilor care i-au câștigat pentru Hristos, a celor care i-au slujit și au învățat, a celor care au dus lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Și auziți cât de clar specifică Sfântul Pavel lucrul acesta, versetul 19 și apoi versetul 20, e chiar încheierea textului. Că cine în adevăr, zicea Pavel? Cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Versetul 20. Da, voi sunteți slava și bucuria noastră? Pavel spune foarte clar, credincioșii din Tesalonic sunt bucuria mea. Credincioșii din Tesalonic la venirea Domnului sunt nădejdea mea. Credincioșii din Tesalonic, zice Pavel, la venirea Domnului sunt coroana mea, dacă vreți, cununa mea. Dar și a celorlalți slujitori, zice Pavel, folosim pluralul. Și Pavel ne spune când se va întâmpla asta, în ziua în care Hristos se va reîntoarce. Vă imaginați ce bucurie, auziți, reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos? Vă imaginați ce speranță, Domnul Iisus Hristos se va reuni cu credincioșii Lui? Vă imaginați ce coroană, ce cunună să-i oferi în ziua aceea lui Hristos oamenii câștigați pentru cer? Cuvântul coroană sau cunună de aici din text se referă la cununa biruitorului. Ideea este următoarea: noi suntem într-o luptă spirituală împotriva lui Satan și lupta asta se dă pentru sufletele oamenilor. Satana vrea să-i câștige pe oameni de partea lui, Dumnezeu îi vrea de partea lui și ne-a dat nouă mandatul acesta să ne implicăm în această bătălie, în această luptă de a câștiga sufletele oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea trebuie să luptăm pentru mântuirea oamenilor, fiindcă ne așteaptă o cunună în cer. Mă întreb, în ziua veșniciei, în ziua când va reveni Domnul Iisus Hristos, biserica de aici din loc, va fi bucuria, va fi speranța, va fi cununa slujitorilor ei? Pavel zicea despre cei din Tesalonic, da, aceștia vor fi așa pentru mine, pentru Silvan, pentru Timotei, în ziua veșniciei. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de diamantul Hope, diamantul speranței.
Bijuteria aceasta este cea mai scumpă din lume, costă 250 de milioane de dolari. Ați auzit despre broșa păun? Este pe locul 2 pe planetă ca și valoare. Bijuteria aceasta costă aproximativ 100 de milioane de dolari. Poate unii dintre voi ați auzit despre Pink Star sau, dacă vreți, steaua roz, cum mai este numit acest diamant, costă ceva la peste 71 de milioane de dolari. Am făcut un calcul la astea cele mai importante, cele mai valoroase trei bijuterii din lume. Costul lor împreună e la peste 400 de milioane de dolari. Știți ce ne spune Sfântul Pavel în această dimineață? Există o cunună mult mai glorioasă. Există o coroană mult mai prețioasă, care valorează mai mult decât diamantul speranței, decât broșa păun, decât pink starul acestei lumi. Există o cunună mult mai însemnată. Este cununa ce o primesc credincioșii lui Dumnezeu în ziua aceea. Și ascultați ce spunea Sfântul Pavel în 2 Timotei 4 cu 7 și 8, cuvinte cu care vom încheia predica de astăzi. Zicea Pavel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, zicea Pavel, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cununa asta nu se poate compara cu nicio altă cunună. Nu există o broșe, un diamant, o bijuterie care să aibă aceeași valoare ca și cununa despre care amintea Sfântul Pavel omului Dumnezeu. Dragii mei, îmi doresc ceva: să luptăm ca biserică, să avem o mărturie sănătoasă, să facem dovada că suntem biserica lui Dumnezeu, să avem o raportare sinceră și corectă la cuvântul lui Dumnezeu și în ziua veșniciei credincioșii din această biserică să fie bucuria, să fie speranța și să fie cununa slujitorilor ei. Să te poți bucura că ai câștigat cât mai multe suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și prin aceasta să se aducă slavă și glorie numai lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să plecăm capetele noastre. Stăm înaintea lui Dumnezeu acum la final de slujbă. Venim înaintea Lui după ce am ascultat mesajul Evangheliei, după ce am înțeles că biserica din Tesalonic, de odinioară, a fost o biserică model, a fost o biserică sănătoasă, a fost o biserică în care principiile erau sănătoase, o biserică în care oamenii se converteau într-un mod sănătos, se întorceau pe de adevăratele la Dumnezeu. După ce am înțeles că în biserica aceasta slujirea era sănătoasă și am înțeles că avea și o mărturie sănătoasă biserica din Tesalonic, acum la final de slujbă ne întoarcem cu gândurile noastre, ne întoarcem cu ființa noastră către Dumnezeu și aș vrea să-i spunem în rugăciune: Doamne, te rugăm pentru biserica Betania, ajută-ne, Doamne, să avem și noi principii sănătoase. Vrem, Doamne, aici oamenii care se pocăiesc, care se întorc la Tine, să se întoarcă sincer, schimbarea vieții lor să fie una reală, să se cunoască că s-au întâlnit autentic cu Tine și că Tu, prin puterea cuvântului Tău, ai schimbat viața lor în bine. O, ne dorim, Doamne, slujirea aici la Betania să fie una sănătoasă, Doamne, învrednicește slujitorii. Ajută-ne să fim slujitori destoini, să nu fugim de realitatea cuvântului Tău, Doamne, să putem predica în adevăr Evanghelia Ta care are putere. Și, o, Doamne, să ne rugăm în dimineața aceasta, vrem ca mărturia Bisericii Betania să fie una sănătoasă, Doamne, să Te reprezentăm cu cinste în lumea în care ne-ai așezat. În contextul acesta vremelnic, Doamne, Biserica Betania să aibă impact în societate, în viața oamenilor din jur. Ajută-ne, Doamne, să fim o biserică a Ta, care să ne raportăm sincer și corect la cuvântul Tău, Doamne, și care să ne propunem să ne luptăm pentru salvarea sufletelor oamenilor
oamenilor din pierzare, ca împărăția ta să se extindă, Doamne, și să se lărgească în zona noastră, oamenii să vină la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. O, acum la final de slujbă, te chem să te rogi împreună cu mine pentru toate aceste lucruri și în partea de final, laudă-L pe Dumnezeu, mărește-L pe Dumnezeu, glorifică-L pe Dumnezeu și spune-i, Doamne, îți mulțumesc că și eu sunt parte din biserica ta, îți mulțumesc că și pe mine m-ai mântuit, Doamne, și îți mulțumesc că mă faci parte la acest har binecuvântat al tău. Să ne rugăm cu toții.